ne enervăm în seara? În legătură cu ce ne enervăm în seara asta? Statul la stat, ca de obicei, ne enervăm rău de tot. În seara asta ne enervăm pentru că aflăm că într-o instituție era nevoie de doi șefi, pentru că era un singur post și doi candidați erau. Și s-a rezolvat problema. Haideți să vedem cum. Domnule, cum ați intrat venit pe mine? Vă rog foarte mult. Pe ușă, domnule. Sunteți civilizați și putem să facem. Eu v-am răspuns. Directorul general, afer. Iordan Vintil. Domnule Vintil. Nu avem ce discuta, decât eu v-am răspuns la mail, am fost civilizat, dumneavoastră sunteți necivilizați. De ce spuneți asta? Este normal să anunțați orice vizită și v-am răspuns, ați primit mail-ul de la mine? L-am primit, e un mail în care nu-mi spuneți nimic. Asta spun eu, nu spun ce doriți. Vă puteți liniști puțin? Nu pot mă liniștesc pentru că nu am ce discuta, eu nu sunt aici la pușcărie. Ce veniți cu ceva? Vă somesc să nu filmați. Domnule Vintilă, vă rog să vă liniștiți o secundă. Ieșim, nu-i nicio problemă. Pe ușă, doamnă. Pe ușă, am zis. Da. Dar nu se intră așa într-o casă. Domnul Furios este un funcționar public, plătit de statul român cu peste 10.000 de lei brut lunar. Numele său este Iordan Vintilă și ocupă funcția de director general al Autorității Feroviare Române, pe scurt, AFER, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. În luna februarie, conducerea AFER a împărțit în două un departament din cadrul instituției, creând astfel două funcții de șef, identice, fiecare remunerată cu câte 9.600 de lei brut. Izbucnirea nervoasă a directorului general a fost provocată de faptul că echipa Digi24 a îndrăznit să intre în sediul AFER pentru a-i cere un punct de vedere. Nu pot să mă liniștesc pentru că nu am ce discuta. Eu nu sunt aici la pușcărie. Ce veniți cu ceva? Vă somesc să nu filmați. Povestea începe în septembrie 2018, când Dan Marcel Părbuț, directorul Autorității de Siguranță Feroviară, instituție aflată în subordinea AFER, este revocat din funcție. Potrivit unui act adițional al contractului său de muncă, conducerea AFER ar fi trebuit să-l încadreze pe postul de șef al departamentului inspector-șef. În acel moment, pe această funcție era numit doar provizoriu un alt angajat al instituției, Claudiu Becchi. Ce face conducerea de atunci a AFER? În loc să-l numească pe Dan Marcel Bărbuț în funcție, potrivit contractului său de muncă, în mod cu totul inexplicabil, îl definitivează pe funcție pe Claudiu Becchi, stârnind tot scandalul care avea să urmeze. Director general era atunci Marian Călin. Acum ocupă funcția de director general adjunct. L-am contactat, însă ne-a spus că nu dorește să ofere un punct de vedere. Vă cer un punct de vedere oficial în calitate de director general pe vremea aceea. Am înțeles, dar n-aș vrea să dați pe post. Adică putem să stăm de vorbă fără nicio problemă, dar fără înregistrare. Dan Marcel Bărbuț dă în judecată AFER, iar instanța îi dă dreptate, obligând conducerea instituției să-l pună șef al departamentului inspector-șef. Lucru care se și întâmplă. Acum vine rândul lui Claudiu Becchi să dea instituția în judecată, spunând că a fost numit pe perioadă nedeterminată, iar schimbarea sa este abuzivă. Instanța îi dă și lui dreptate și este repus în funcție. Dan Marcel Bărbuț nu se lasă și continuă lupta în instanță, spunând că el are dreptul la funcția respectivă și nu Claudiu Becchi. În sentința judecătorească se arată că, cităm, întrucât este exclusiv culpa pârâtei în generarea situației reclamantului, tot pârâta este cea care va fi nevoită să gestioneze această situație, fie prin crearea a două posturi similare, etc., de așa natură încât să nu se lase neexecutată o sentință definitivă și, prin urmare, executorie. Așa că șefii AFER îi propun ministrului transporturilor, Cătălin Trulă, iar acesta acceptă ruperea în două a departamentului inspector-șef și crearea a două funcții de șef, una pentru Becchi, iar una pentru Bărbuț.
Dumneavoastră spuneți că trebuia să fiți reîncadrat exact pe vechea structură a acestui departament, dar și să nu se rupă în două brațe. Exact. Nu scrie nicăieri. Deci, dacă... În decizia instanței, în 462, da? Scrie la un moment dat acolo că o posibilitate de rezolvare a situației ar fi să se creeze... Similar. Similar scrie. Similar. Păi similar există. Deci exista și înainte. Deci nu înseamnă o altă funcție identică. Păi dacă vroia identic, bănuiesc, spunea identic. Ulterior, pe Claudiu Becchi l-am contactat telefonic. Eu vă cer un punct de vedere oficial pe care să-l dau pe post. Despre asta vorbim în momentul ăsta. Da. Haideți să vorbim atunci prin ofițerul de presă și aveți disponibilitatea mea pentru a putea să vă oferă ce informații doriți. Am încercat să luăm legătura cu ofițerul de presă, dar, surpriză, conducerea instituției ne-a transmis că, cităm, persoana desemnată în relația cu mass media din cadrul AFER nu poate prezenta puncte de vedere ale salariaților în numele acestora. În aceste condiții, i-am solicitat actualului director general AFER un interviu. Ne-a spus că trebuie să facem o cerere scrisă pentru ca domnia sa să poată primi acceptul Direcției Comunicare a Ministerului Transporturilor. Apoi, printr-un mail, ne-a informat că AFER a fost obligată de instanță să pună în executare cele două sentințe judecătorești și că, prin asta, a lămurit tot ce dorim să știm și nu mai consideră necesară acordarea unui interviu. Vintilă Iordan nu spune însă nicio vorbă despre faptul că această situație a fost provocată chiar de conducerea de atunci a AFER, așa că am mers la sediul instituției. Vă puteți liniști puțin? Nu pot mă liniștesc pentru că nu am ce discuta. Eu nu sunt aici la pușcărie. Ce veniți cu filmarea? Vă somez să nu filmați. Domnule Vintilă, vă rog să vă liniștiți o secundă. Ieșim, nu-i nicio problemă. Pe ușă, doamnă. Pe ușă, am zis. Da. Dar nu să intre așa într-o casă. Singura grijă a directorului general AFER a fost să afle cum a intrat echipa Digi24 în sediu și nu cum a ajuns instituția pe care o conduce să prejudicieze statul român, fie doar și prin plata salariilor celor doi șefi care ocupă acum funcții identice. Facem un lucru atât de rău că vă cerem un punct de vedere? Este atât de grav ceea ce facem noi în momentul ăsta? Cerem un punct de vedere, domnule Vintilă. Este o instituție publică, domnule director. Ce nu este public? Acum, ministrul transporturilor Cătălin Drulă spune că va demara o anchetă pentru a vedea cum și de ce șefii instituției au provocat această situație. În perioada imediat următoare vor avea loc verificări la AFER pentru a stabili persoanele responsabile pentru această situație și, dacă se impune, recuperarea unui prejudiciu. Se arată în răspunsul primit de la Ministerul Transporturilor. Culmea este că ministerul recunoaște că soluția găsită este doar una temporară și că imediat ce unul dintre cele două posturi va deveni vacant, se va reface organigrama astfel încât să se revină la un singur departament inspector-șef. Până atunci însă, statul român va continua să plătească două salarii pentru două funcții identice, doar pentru că, la un moment dat, din incompetență sau din anumite interese, conducerea AFER a creat această situație. Imediat după o scurt